ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Bilanțul morților asociate cu COVID-19 a trecut de 100 în țara noastră. Încă 5 decese de coronavirus au fost înregistrate astăzi. Între timp, magazinele s-au deschis, iar odată cu aceasta, în unele din ele s-au format cozi la intrare și aglomerație la case. De azi și plimbările în parcuri sunt permise. Starea de urgență s-ar putea încheia la 15 mai. Prim-ministrul anunță că nu va cere să fie prelungită, iar din 16 mai ar putea fi reluate cursele aeriene regulate. Avem 101 decese în Moldova după ce astăzi au fost anunțate încă 5 persoane răpuse de coronavirus. Totodată, din cei peste 3400 de bolnavi, 18 sunt în stare extrem de gravă. Autoritățile susțin că de săptămâna trecută a început testarea suspecților la domiciliu. În prezent, acasă, se tratează peste 300 de oameni. Un bărbat de 67 de ani din Chișinău, care suferea și de alte maladii, a fost răpus de coronavirus, anunță responsabilii din sănătate. Totodată, două decese au fost înregistrate în stânga Nistrului. Alte două victime sunt din Glodeni. Este vorba despre o femeie de 79 de ani și un bărbat de 64 de ani. Ambii au fost internați la spitalul raional și aveau și alte probleme de sănătate. Dimineața, Viorica Dumbrăveanu a vorbit despre bolnavii aflați în stare gravă. În stare gravă avem 222 de persoane, dintre care 18 persoane sunt în stare extrem de gravă și se află la respirație asistată. În rândul angajaților din sistemul medical sunt confirmate 866 de cazuri. Totodată, trei secții de la Spitalul Clinic Municipal numărul 1 sunt în carantină, a anunțat astăzi șefa Direcției Generale Asistență Socială și Sănătatea Primăriei. Până acum, peste 900 de persoane s-au tratat de coronavirus. Responsabilii anunță că de săptămâna trecută a început testarea la domiciliu a celor care prezintă simptomele infecției. Au fost identificate de medicul de familie 354 de persoane care sunt tratate la domiciliu. A fost dat start testarea la domiciliu a persoanelor care nu au criterii pentru spitalizare. Aceste testări se fac de către echipe mobile bine instruite. Cele mai multe dintre cazurile de coronavirus se atestă la Chișinău, cu aproape 1000 de bolnavi. Soroca și Ștefan Vodă, orașe plasate în carantină, înregistrează fiecare câte aproape 250 de cazuri. În Transnistria sunt 230, iar în alte localități ale țării sunt mai puțin de 200 de persoane infectate. O femeie din capitală roagă cu disperare ca oamenii care s-au tratat de coronavirus să doneze plasmă pentru ca socrii ei să fie tratați. Aceștia sunt în stare gravă, ea fiind medic la un spital cu profil COVID, iar el profesor. După ce a scris anunțul pe internet, mai mulți donatori au anunțat că sunt disponibili, dar numai unul este compatibil și acesta nu poate să doneze azi. Anastasia Solomon povestește că soacra ei este medic la Spitalul Sfântul Arhanghel Mihail din capitală. La scurt timp, după ce în instituție au început să fie aduși pacienți infectați cu COVID-19, femeia, în vârstă de 60 de ani, angajată în secția de pulmonologie și lucrând direct cu cei infectați, s-a îmbolnăvit. Ulterior, și soțul său, de 62 de ani, s-a infectat. Starea lor s-a înrăutățit și au fost transferați la spitalul de urgență, în secția de terapie intensivă. La mama, până în ziua de astăzi, au fost într-o stare gravă, dar stabilă, însă tata, la o zi de la internarea, a fost intubat. Se află și la o stare extrem de gravă la ziua de azi, cu o dinamică negativă. Femeia spune că unica soluție care i-ar ajuta să se recupereze este un donator de plasmă. Aceasta a publicat pe pagina sa de Facebook o postare în care cere ajutorul celor care pot dona. Din cauza că grupa de sânge a tatălui său este întâia pozitiv, până acum s-a găsit doar un donator. Foarte multe postări și foarte multe distribuții, dar cu păreri de rău, este o singură persoană și azi dimineața o luat dejunul, nu poate dona acest sânge, îl așteptăm mâine dimineață. Toți îmi scriu că pot să doneze, însă ei nu, cu păreri de bine, ei nu au fost infectați, dar este nevoie de plasma persoanelor care au fost infectate și s-au tratat. În urma postării, în schimb, s-au găsit mulți donatori pentru alte persoane care se află acum în stare foarte gravă. Am mai găsit și alte persoane de alte grupuri de sânge care vor merge
merge și vor dona plasmă pentru pacienți. Am găsit și cu grupa a patra, am găsit și cu grupa a doua pozitivă. I le-am spus să meargă la centru de transfuzie a sângelui și să doneze pentru alți pacienți. Pot să doneze plasmă persoanele tratate de COVID-19 de genul masculin care nu suferă de boli cronice, doar dacă au trecut 14 zile de la externare. Medicii spun că donatori pot să devină bărbații cu vârsta de la 18 la 60 de ani care s-au tratat definitiv de coronavirus. Un singur donator poate salva 3 vieți. Liber la cumpărături, magazinele nealimentare s-au redeschis de astăzi și de parcă nu am fi în plină pandemie când numărul infectaților crește cu zecile de la o zi la alta, la mai multe puncte de comerț s-au făcut cozi mari și îmbulzeală la case. Colega noastră Valeria Capra urmărește situația și vine cu detalii. Valeria, bună ziua! Bună ziua, Patricia! Bună ziua tuturor! Magazine cu produse agricole, magazine de textile și încălțăminte, materiale de construcție, birotică, flori, începând de astăzi își pot relua activitatea. Chiar în aceste momente ne aflăm la o unitate comercială cu produse de construcție. Aici unde, după cum puteți bine vedea, în parcare sunt foarte multe mașini. Să știți însă că accesul celor care vor să intre este interzis dacă nu sunt echipați cu mască sau mănuși. De asemenea, la intrarea în magazin este măsurată temperatura. Da, temperatura e măsurată numai decât. Să știți însă că nu este restricționat numărul persoanelor care intră în magazin, tocmai de aceea la case se formează cozi, iar în interior puteți observa aglomerații. Administrația nu a prevăzut un număr atât de mare de persoane și urmează să revizuiască măsurile de protecție luate. Unele magazine au decis însă să nu-și reia activitatea chiar începând de astăzi, vor mai aștepta câteva zile. Acestea sunt informațiile, Patricia. Valeria, îți mulțumesc. Și grădina botanică are de astăzi porțile deschise pentru vizitatori. Nu însă și grădina zoologică. Care e situația în parcuri în prima zi în care oamenii au voie să se plimbe, ne spune colega noastră, Francesca Gândea. Francesca, bună ziua! Bună ziua, Patricia! Bună ziua tuturor! Aici, la grădina botanică, la intrare, stă paznicul care monitorizează și coordonează accesul persoanelor pe teritoriu. Acesta ne-a spus că astăzi nu au fost mulți vizitatori, însă oamenii vin cu copii pentru a se plimba. Totodată, grădina zoologică și are încă ușile închise pentru vizitatori. Responsabilii de acolo ne-au spus că încă nu au primit permisiunea de a activa. De astăzi este permis aflarea persoanelor în parcuri și păduri, în grupuri nu mai mari de 3 persoane și cu păstrarea distanței sociale. Acestea au fost informațiile, Patricia. Francesca, îți mulțumesc. Starea de urgență din Moldova s-ar putea încheia la 15 mai, așa cum era prevăzut anterior. Prim-ministrul susține că nu va cere să fie prelungită. Totodată, din 16 mai, cursele aeriene regulate ar putea fi reluate. Din ceea ce vedem astăzi, noi nu vom veni cu cererea de extindere a stării de urgență, dar clar că depinde ce se va întâmpla încă săptămâna aceasta și primele zile din săptămâna din 4 mai, dar dacă menținem situația așa cum este actualmente, starea de urgență nu va fi extinsă. În ce condiții ar putea fi reluate zborurile obișnuite, nu se știe deocamdată. Cursele aeriene au fost istate la mijlocul lunii martie pentru a fi micșorat numărul cazurilor de import al COVID-19. În satul Etulia din Vulcănești, plasat de 2 zile în carantină, primarul a stabilit propriile reguli. Așadar, locuitorii nu au voie să iasă din casă noaptea. Ziua însă se pot plimba în voie pe străzi. În localitate se aduce pâine de 2 ori pe săptămână și pot să intre și cei care au pământuri de lucrat. La intrarea în satul Ietulia stă acum o mașină blindată și este instalat un cord, semn că localitatea este în carantină. Echipați corespunzător și dotați cu un termoscaner, oamenii legii le măsoară temperatura corpului celor care intră în localitate. Totodată, primarul a instalat reguli noi pentru locuitori. De 10 часов вечера до 6 утра никто не выходит на улицу. Неделю 3 раза будут завозить хлеб, 2 раза неделю молочные изделия. Один день
разные продукты. În localitate au acces și proprietarii de pământuri, pentru că drumurile secundare nu sunt închise, aceștia vor putea intra fără permise speciale. У кого крестьянское хозяйство есть, кто хочет работать на своих землях, кто не проходит через пост, им пропуска не нужны. Кто только проезжает через пост, они должны взять с примарии Тули, дадим им пропуска, чтобы поехали на свои участки, чтобы работали там. Și satul Cișmichio este plasat în carantină după ce 32 de muncitori de la o vinărie s-au infectat cu coronavirus. În carantină sunt plasate încă 7 localități: Talma, Zacara, Hasani, Ștefan Vodă, Soroca, Glodeni și Brânzeni. Acordul de împrumut cu Rusia este unul electoral și vine să servească interesele lui Igor Dodon, consideră opoziția. Astăzi, deputații Pro-Moldova și cei de la Platforma DA s-au adresat repetat Curții Constituționale, dar cu solicitări diferite. Primii vor ca magistrații de acolo să ceară de la guvern tot dosarul negocierilor între părți. Iar Dinu Plângău de la DA a sesizat Curtea despre neconstituționalitatea acestui împrumut. După ce săptămâna trecută grupul Pro-Moldova a contestat la curte acordul de împrumut cu Rusia, astăzi și deputații de la Platforma DA au sesizat magistrații, susținând că documentul contravine mai multor articole din Constituție. Ne dorim creditare, pentru că înțelegem foarte bine că de-a lungul timpului guvernările nu au reușit să gestioneze bine lucrurile în Republica Moldova, dar creditare nu în genunchi. Iar grupul Pro-Moldova îndeamnă magistrații de la curte să solicite de la executiv tot dosarul cu privire la negocierile dintre partea rusă și cea moldovenească. Ei consideră că actele ar fi fost semnate fără negocieri. Acest acord este unul electoral și politic, să servească președintelui Dodon pentru campania electorală. Instituția prezidențială afirmă că nu comentează declarațiile politice. Mai mult, cei de la Pro-Moldova s-au adresat premierului de la Kremlin și ambasadorului rus la Chișinău. Noi solicităm Federației Ruse să ne pună la dispoziție informații cu privire la care este echipa de negocieri, cine a semnat acordul din partea Federației Ruse, care au fost deplinele puteri pentru semnarea acordului din partea Federației Ruse. Să ne pună la dispoziție protocoalele, procesele verbale și schimbul de scrisori la negociere, dacă există. Cei 200 de milioane de euro ai rușilor, dar și cei 235 de milioane de dolari de la FMI au fost incluși în documentul de rectificare a bugetului pentru 2020 pentru finanțarea deficitului bugetar. În cazul când legea rectificării bugetului de stat ar fi anulată, fie suspendată, aceasta ar însemna că Guvernul Republicii Moldova nu poate utiliza banii de la FMI, iar aceasta înseamnă în lanț probleme cu finanțarea diferitor cheltuieli, inclusiv pensii și salarii. Am sesizat astăzi dimineață Curtea Constituțională, dar doar pentru interpretare a unor proceduri parlamentare nu vom contesta legea bugetului, respectiv îi rugăm să se liniștească. Săptămâna trecută, Curtea Constituțională a suspendat procedura de intrare în vigoare a acordului de împrumut cu Rusia până la examinarea în fond a contestației depuse de deputatul Sergiu Sârbu. La o distanță de 34 de ani, catastrofa nucleară de la Cernobâl încă îngrijorează întreaga omenire. Mii de moldoveni au muncit acolo la lichidarea consecințelor. Eu am lucrat ca specialist în domeniul energetic, în subsolul reactorului numărul 3. Cum erați protejat? Cum iată avem, cum acum, mașini, pe mână, nimic absolut. Cunoaștem povestea inginerului care a lucrat în reactorul numărul 3 și trecem cu el prin amintirile care încă dor, imediat în jurnal. Cei peste 200 de moldoveni care s-au pornit cu autocarul din Franța spre casa și au fost întorși din drum când au ajuns în Germania și au reluat în această dimineață călătoria. Oamenii și-au petrecut noaptea îmbarcarea unei benzinării pentru ca astăzi să-și continue drumul spre Moldova. Forța să organizează că iau 200 euro și pur merg 100 km. Moldovenii s-au urcat în autocare plătind pentru un loc câte 200 de euro. Au fost anunț pe grupuri că se face charter. Și am sunat, am rezervat locurile, au spus tot în regulă. Trei autobuze s-au pornit din Franța. Abia că asta e coronavirusul, oameni buni. Asta e business. Pentru ca în Germania oamenii să fie întoși din drum, iar șoferilor să le fie confiscați banii, spune un pasager. Banii de la autobuzul ce am plătit ieri,
Ulașul confiscat la Germania. Așa spun șoferii. Au fost câte 16.000 de euro în fiecare autobuz. În fiecare dintre cele trei autocare se aflau câte 80 de persoane. Deși autoritățile nu permit transportul internațional de persoane pe cale terestră, moldovenii s-au lăsat convinși de postările de pe grupurile de socializare. Fără lux, stăm în carantină. Nici bani de mâncare. Nu cum adică, noi cum adică bani pentru drum am, ne pornim acasă. Dar eu sunt unic. Ce fac? Mor de foame în Paris? Am luat legătura cu ambasada Moldovei în Franța, care ne-a confirmat această cursă pe care transportatorii o numesc charter nu era autorizată de autoritățile moldovenești. Se încearcă diferite soluții, vedem, sau li se va acorda un coridor prin Germania sau prin Elveția. Mai este și o soluție cu revenirea înapoi la Paris, la aeroport, dar încă nu este clar. Pentru săptămâna viitoare deja este programată o cursă avia cu pasageri de-ai noștri blocați la Paris. Reprezentanții firmei de transport care și-a asumat angajamentul de a aduce pe cei 200 de moldoveni acasă, spun că din start au avut o înțelegere cu oamenii că îi vor lăsa la frontiera cu Moldova, ca ulterior să traverseze granița pe jos. Dar pentru că mulți dintre ei au depășit termenul de ședere, vamii și nemții le-au interzis să meargă mai departe. Agenția Națională pentru Transport Auto ne-a spus că deocamdată Comisia pentru Situații Excepționale nu a autorizat nicio rută terestră specială. Cei care încalcă regimul riscă suspendarea pe 3 luni activității sau radierea din registrul operatorilor de transport rutier. De fapt, pot avea loc curse rutiere doar în cazul în care guvernarea le autorizează la propunerea Ministerului de Externe, iar misiunea Agenției Naționale pentru Transport Auto este de a organiza licitații pentru a selecta operatorul cu cel mai mic preț. Până în prezent, nu s-a lansat niciun apel public de acest fel. Prin urmare, administratorii mai multor companii de transport s-au adresat autorităților că sunt gata să aducă moldovenii acasă prin respectarea normelor de protecție, cum ar fi izolarea șoferilor de pasageri prin separare, aprovizionarea călătorilor cu măști și dezinfectant și măsurarea temperaturii călătorilor înainte de îmbarcare. Nu există un răspuns al demnitarilor la această solicitare, deși administratorii de transport auto spun că au numeroase solicitări. Ultima dată, consilierul prim-ministrului ne-a spus că doctorii nu recomandă căile terestre pentru călătorii pentru că ar fi mai periculoase. Iar peste 80 de moldoveni stau de 4 zile sub cerul liber, blocați la granița dintre Polonia și Ucraina. Dorm în câmp, nu au ce să mănânce și nici apă de băut, ne-au povestit aceștia. Oamenii s-au pornit spre casă, dar când la vamă li s-a spus că nu pot trece, au fost dați jos din autocare și acolo au rămas. Nu am reușit să găsim firma care a organizat călătoria, iar Ministerul de Externe susține că va căuta o soluție pentru ei. Noi stăm 3 zile pe câmpuri, noi n-avem ce mânca, noi n-avem și apă, nu avem. Lumea șede, uitați-vă cum doarme lumea la pământ. Chiar voi nu puteți ca să ne ajutați să trecem la Moldova. Ședem în ploaie și în gheață, fără de apă, fără de mâncare. Uitați-vă la dânșeacte. După ce au achitat câte 300 de euro pentru un bilet ajunși la vamă cu un autocar și un microbuz, oamenii au fost anunțați că nimeni nu are dreptul să iasă din țară. Șoferul autobuzului i-a lăsat la punctul vamal și și-a văzut de drum. Lumea sunt bolnăviești, stau, n-avem apă, n-avem mâncare, n-avem resurse mici, doamnă. Mamă, vin acasă! Dați-mi drumul să vinem acasă, vă rog! Doar 23 dintre ei au fost cazați la un hotel din apropiere. Printre ei sunt 2 copii de 7 ani și 2 femei însărcinate. Ceilalți au fost aleși pentru că au probleme de sănătate. Compania de transport le-a achitat hotelul pentru 3 zile, iar ieri, la ora 11 dimineața, termenul a expirat. Aceștia au fost dați afară din hotel, așa că unii li s-au alăturat celorlalți, iar cei care și-au permis au achitat mai departe hotelul din banii proprii. Bate 3 человека, они привезли. Тот и то не до таможни, а до населенного пункта какой-то там. На трассе, короче, ставят. С чемоданами, со всеми. Люди без еды. И вот так вот мы находились до... Oamenii spun că s-au adresat la ambasada Republicii Moldova în Polonia, însă nu au primit niciun răspuns cum ar putea să rezolve problema. Noi bani nu avem, nu avem niciun ban, nu avem. Și am ținut bani de drum, din banii și i-am încheltuit, nu, nici de drum nu avem bani ca să ne matăm. Unde stăm noi?
Lucrăm din suflet, dați nevoie. Oamenii spun că firma din Moldova care i-a ajutat să se angajeze acolo le-a promis că îi va aduce acasă, dar a renunțat când a văzut că nu li se permite să treacă granița. Moldovenii au refuzat să se întoarcă acolo unde au locuit până acum pentru că, spun ei, au rămas fără lucru și nu se mai pot întreține. Serviciul de presă al Ministerului de Externe ne-a spus că la granița dintre Polonia și Ucraina este asigurat coridor verde de două ori pe săptămână, dar numai pentru rutele autorizate. Chișinăul însă nu a autorizat nicio rută terestră, așa că accesul a fost interzis. Totuși, responsabilii afirmă că cei peste 80 de moldoveni vor fi aduși acasă și că vor fi organizate curse charter de avion și autobuz pentru ei, însă nu se știe când. Ion Chicu i-a avertizat pe moldovenii din străinătate să nu creadă în promisiunile firmelor de transport rutier, ci să opteze pentru cursele Avia. Este regretabil că cetățenii noștri au căzut în această capcană. Diplomații noștri încearcă să le acorde suport, să creeze aceste coridoare pentru ca să nu stea la hotar. Mai este și o problemă suplimentară că pentru marea majoritate din ei a expirat acel termen de 90 de zile în care puteau să se afle. Declarația a fost făcută în această dimineață după ce sute de moldoveni au rămas blocați peste hotare, aceștia încercând să ajungă acasă cu autocarele. Ne apropiem de un nou prag psihologic, 3 milioane de îmbolnăviri cu COVID-19 la nivel global. În Spania, Italia și Franța, numărul deceselor și al infectărilor continuă să scadă, iar autoritățile se pregătesc să relaxeze măsurile de carantină. Spania a permis copiilor să iasă din casă pentru prima oară după săptămâni bune. Italia a înregistrat ieri 260 de decese provocate de coronavirus, cel mai mic număr de la jumătatea lunii martie. În această țară, prima din Europa care s-a ciocnit cu epidemia, au murit aproape 27.000 de oameni, 65.000 de pacienți s-au vindecat, iar peste 106.000 de italieni continuă să se trateze. Dinamica pozitivă permite Italiei să vadă lumina de la capătul tunelului. De lunea viitoare, 4 mai, vor fi deschise fabricile, la o săptămână după asta magazinele și peste încă o săptămână restaurantele, barurile și muzeele. La Milano, după mulți ani, poți să respiri aer curat, iar în laguna din Veneția au început să fie văzute viețuitoarele. La flora e la fauna della laguna di Venezia durante il lockdown non sono cambiate. È cambiata la nostra possibilità di vederle. Infatti, con il depositarsi dei sedimenti, ora abbiamo la possibilità di osservare abbastanza chiaramente 50, 60, a volte anche 100 centimetri rispetto a quella che è la colonna d'acqua. Per cui și în Turcia, datorită carantinei și a măsurilor care au stopat transportul maritim, în strâmtoarea Bosfor pot fi văzuți delfinii. În Franța s-au înregistrat peste 240 de morți în ultimele 24 de ore și acest număr continuă să scadă. Ieri, mulți parizieni au mers la cumpărături, în măști și păstrând distanța socială. Un plan de relaxare a măsurilor de izolare, aplicabil după 11 mai, când expiră starea de urgență, va fi prezentat mâine de către președintele Emmanuel Macron. În Spania, cea mai afectată țară din Europa, cu peste 23.000 de morți și peste 226.000 de infectați, după 6 săptămâni de stat în casă, copiii au ieșit din nou în aer liber. Au voie să se plimbe doar însoțiți de un adult o oră pe zi și pe o rază de maxim un kilometru în jurul locuinței. Was the hardest thing. Yeah, play football. They love it and they miss it really much. They couldn't do this in your apartment. Yeah, no, not all. They are not allowed to do it. I couldn't go out in these 40 days and me and all my family are people who like to go out and have fun in the outside. Spain has some of the toughest lockdown restrictions of any country in Europe. It's why it's still so quiet here. If the rate of infections continues to decline, though, the Prime Minister says adults may be allowed out to exercise, but only in a week's time. Relaxarea măsurilor de carantină în Marea Britanie nu este așteptată în următoarele săptămâni. What we've said very clearly is we've set out the 5 tests. What the next transitional phase would look like. It won't be just going back, it will be a new normal, if you like, with social distancing measures adapted to areas which are currently closed off. În Marea Britanie a fost instituită mai târziu starea de carantină și pentru asta premierul Boris Johnson, care ar fi revenit aseară la muncă după ce s-a tratat de COVID-19, a fost criticat de populație. Numărul morților
în Regatul Unit se apropie de 21.000. Nu sunt luate în calcul decesele din azilurile de bătrâni, unde ar fi de ordinul miilor. Acum 34 de ani se producea cea mai mare catastrofă nucleară din toate timpurile. Reactorul numărul 4 al centralei de la Cernobâl exploda, declanșând o catastrofă uriașă. Mii de moldoveni au fost trimiși să lichideze consecințele. Câțiva dintre cei care au mai rămas în viață au mers ieri să depună flori și să-și amintească de colegii de suferință. Acum aproape 34 de ani, Tudor Căpățână urca într-un autobuz cu destinația Cernobâl, acolo unde fiecare fir de praf era deja îmbibat cu substanțe radioactive. Era 3 mai 1986. Fiind inginer șef la Institutul Politehnic din Chișinău, a fost informat că va fi dus în apropiere de Tighina ca să construiască un pod. Dar pe drum a înțeles că, de fapt, merge în altă parte. Când a ajuns, s-a pomenit parcă în altă lume. Sate pustii, pustii era... Primăvară înflorise copacii, nu se vedea nici ființă de om, nici animale, nici absolut nimic. Când am intrat eu singur personal, m-a apucat un tremur și mă gândeam, zic, unde am ajuns eu? Avea 40 de ani când a ajuns în zona afectată și a lucrat 90 de zile la reparația reactorului numărul 3, care era exact lângă cel care a explodat. Cel cu numărul 4. Eu am lucrat ca specialist în domeniul energetic, în subsolul reactorului numărul 3. El tot era tare avariat și al găteau mai rep să-l dă în exploatație. Cum erați protejat? Cum iată, avem cum acum. Mașini, pe mână, nimic absolut. Inamicul invizibil, așa numește veteranul radiația care a afectat milioane de oameni, era un pericol nemai întâlnit până atunci și necunoscut. Erau luați oameni cu nu mai mult de 10 clase ca să nu înțeleagă ce înseamnă asta radiația ionizantă. Și eu la blocul acesta 4 avariat și chiar m-am apropiat la o grupă de oameni și de eu și fumam și spun, zic, băi băieți, ce faceți? De ei spun eu că noi nu știm ce este și nu vedem și cred că ați fi tot bine. Slavin Șatkovski, și el veteran al Cernobâlului, a stat 2 ani acolo, ani care nu pot fi uitați. El a știut unde merge, fiind ostaș în termen, a stat la paza reactorului. Consecințele celor 2 ani le simte și acum, ne spune veteranul. Toți participanți sunt invalidi de grupa a doua și a întâia. Asta e o nevoie extraordinară. La pat avem o sumerenie de oameni și avem copii până la 18 ani, care în rezultatul nevoii care a fost la Cernobâl, mai mulți din ei sunt care nu pot ieși din casă și spat. Din cei 3.550 de participanți din Republica Moldova la înlăturarea consecințelor exploziei de la Cernobâl, au rămas în viață 2.003 oameni. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezei se încheie aici. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Pe curând!